ora în acest pat, ascultând vocea mea și nimic altceva. Eu o să număr de la 10 la 1, iar între timp tu simți cum corpul tău se relaxează. 10, 9, 8, 7, 6, ești grea, ești relaxată. Din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. 5, 4, 3, 2, 1, ești grea, ești relaxată. Acum, eu o să număr de la 1 la 3, iar între timp tu mergi să-l găsești pe Ciprian. 1, 2, 3. Îl văd în fața mea. Cum îl vezi? Parcă i-are și foarte multă energie din zona gâtului. Din ce cauză se întâmplă acest fenomen? Zona în care se află el îl face să scoată atâta energie din el. Ce este această zonă? Nu știu, un teritoriu foarte... Nu știu dacă pot să spun interesant. Sunt foarte multe entități acolo care... sau din care... În fiecare entitate ies fascicole de energie, dar o parte sunt negre, o parte sunt roșii, entitățile diferă prin coloristică. Ce sau cine sunt aceste entități? N-au o formă definită, au câte o formă, dar nu pot să le asemen cu nimic de pe pământ. Cum au venit în acel loc? Nu știu, parcă au venit, într-un fel parcă e locul lor, deci, într-un fel, sunt foarte multe entități de același fel. Într-adevăr, sunt aduse, e locul lor în sensul că sunt prea multe pe metru pătrat. Dar, doamne, nici nu știu ce să explic aici, văd o ciudățenie, într-un fel. Parcă mă... Cum au ajuns acele entități acolo? Pot să spun că văd un stâlp de care se țin ele. Ca un stâlp de lumină. Și parcă ar coborâ de acolo, de undeva.
Sunt foarte multe, dragul, sunt foarte multe, foarte multe. Te sufocă, efectiv. Se izbesc unele de altele. Întreabă una din acele entități ce caut acolo. În primul rând îmi spun că au coborât pe niște raze de lumină aici. Au coborât de unde? De sus. Și sus văd ca și cum ar fi niște nori, niște structuri noroase, și e sub formă de cilindru, e o gaură sub formă de cilindru, dar văd structurile noroase. E ca și cum ar fi dimensiuni. Bun. Mă auzi? Da, da. Tu mă auzi? Nu te mai aud, Dragoș. Nu mai auzi? Nu te mai aud deloc. Alo? Mă auzi? Da, da. Ok. Nu te-am mai auzit. Okay. Deloc. Bun. Văd cum coboară, încă coboară entități de acolo de sus. De ce reprezintă acel loc? E ca și cum pe acest loc ar trebui să lășluiască o bună parte din timp pentru ceva anume, înainte de a se întâmpla ceva anume. Cum se numește acel loc? De unde vin? De unde vin? Da. Eu acum urc pe acea zisă rază de lumină, dar de fapt parcă e un stâlp, e un lift, e o cale care urci și cobori, imediat văd nori, cum trec de acei nori stratificați. Da. Urc momentan. Am ajuns într-un loc ca și cum aș intra într-un avion. Și ne așteaptă cineva acolo sus. Sunt anumite entități. Înainte de asta aș dori un pic să-mi ridic vibrația, Dragoș. Ok. Am ajuns la 400 de mii vibrația momentan. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației tale va fi de o infinitate. 1, 2, 3. Da. Cum te simți? Foarte bine și parcă o rachetă, așa. Mă simt puternică. Cobor la nivelul... Eu m-am ridicat un pic, n-am rămas acolo să mă încarc, doar... Mă întorc acolo la acele entități care ne așteptau acolo în acea încăpere, în acea navă, pot să spun. Da, sunt, le văd întunecate, sunt negre, negre, cu roșu, parcă ar avea voal pe ele, un voal transparent, ca să nu se vadă negreala de pe ele. Doamne, dar arată oribil, au niște coarne foarte mari, dar sunt în jos coarnele, nu sunt ridicate, au capul ca de craniu. Și okay. Parcă ar avea niște haine mari pe ele. Sunt niște luptători dintre ăștia, niște entități de frecvență joasă. Parcă au găsit un loc de intrare pe pământ, așa îmi vine să spun.
Ce este acest loc de intrare pe pământ? Parcă ar fi, dacă pot să spun, termenul de poartă stelară. Au găsit o breșă în energia pământului. Cine a făcut această poartă stelară? E modificat, nu știu, e modificată energia între pământ și această navă. Imediat mă uit să văd cine a modificat. Văd niște, o să spun, oameni din armată. Armata cui? Nu știu, sunt îmbrăcați în niște haine de armată verde, cachi deschis. Bun. Întreabă, ce armată a cărei țări? Îmi vine să spun China, dar îmi vine să spun și Suedia. Care din ei vrea să vorbească cu noi? La cele entități din armată, zici? De oameni din armată? Ok. Vrea un chinez, dar stă pe o parte, nu vrea să se uite în ochii mei. De ce? Ca și cum ar stă cu mâinile la spate și cu bocanci, cum îi văd, patrulează așa. Cum se numește? Vic. Mă las să vorbesc cu el. Da. Vic. Mă auzi? De ce nu-i spui că nu vreau să vorbesc cu voi? De ce nu vrei să vorbești cu noi? Nu am timp de voi. Ce faci acolo de noi timp? Supraveghez. Ce supraveghez? Proiectul nostru. Ce proiect? De a perturba câmpul energetic al Pământului. Tu de unde ești? De pe ce planetă? De pe Pământ. Păi și atunci de ce vrei să disturbi Pământul? Avem contracte. Cu cine? Cu extraterestre. Cu care dintre ei? Ce rasă? Draconieni și reptilieni. Ce ați hotărât în aceste contracte? Le permitem intrarea lor pe pământ. În schimb, ce? Voi ce câștigați? Anumite beneficii. Cum ar fi? Plecări pe alte planete. Și pentru aceste plecări sacrificați pământul? Pământul e sacrificat de foarte mult timp. Cine ți-a spus asta? Țara noastră a participat la foarte multe planuri de acest fel. De cât timp sunteți părtași ai acestor planuri? Țara mea este implicată de 34 de ani.
în aceste proiecte. Sunt mai multe, dar pe acest segment de facilitarea intrărilor pe pământ este de 34 de ani. Bun. Lasă-mă cu mână. Mână. Da. Privește, te rog, ce legătură are Ciprian cu locul de destinație a acestor entități? L-a interceptat una dintre entități. Care? Care este momentan pe pământ? De ce l-a interceptat? I-a găsit o slăbiciune în dreptul toracelui. Ce slăbiciune? Este un semn. Îl văd în pieptul toracelui. Are forma de V, dar partea de jos nu este ascuțită, este așa... E ca și cum ar fi un U cu format un U, o litera U și V. Parcă sunt suprapuse, dar de la V s-a luat deschizătura celor două linii, iar de la U s-a luat doar baza, arcuirea. Și e neagră, se vede în piept, acest semn se vede în piept. E ca și cum ar fi găsit acel semn acolo, în torace, la el. Da. Și de aia am spus slăbiciune, ca și cum ar fi recunoscut, ca și cum ar fi amprentat. Bun. De unde... De unde este acel semn pe Ciprian? De ce? Îmi vine dintr-o altă viață. Poftim? Îmi vine dintr-o altă viață. Meșteră frumos în acea viață și vezi cum i-a apărut acest semn. Parcă ar fi un barbar, un luptător. Da. Au niște fuste, să zicem, pe ei, dar nu, sunt oameni destul de nu civilizați. Neapărat cum suntem noi acum, într-o altă viață, să zicem, pe la 1400 sau 1600. Imediat mă uit. Ok. Nu, vine 1730 și... Doi. Da. Îl văd un bărbat foarte bine făcut și e un luptător. Da, e un luptător. Au un ritual al lor, luptătorii aceștia. Da, ca un fel de oameni puși pentru a lupta, dar, cum să spun eu, pregătiți pentru așa ceva. Nu sunt oameni simpli, cu familie, nu. Nu, 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 nu. Sunt oameni special pentru luptă. Și parcă au făcut un legământ toți, ca și cum cu o entitate anume, văd așa un legământ. Cu ce entitate?
tot așa îmbrăcat, parcă îl văd asemenea acestor entități care coboară pe pământ. Tot așa cu niște haine mari, mari pe ei, fioroși așa, cu niște coarne lăsate în jos și cu cap de, nu știu, cap dintre ăsta, de schelet, dar un schelet ciudat, nu-i omenesc. Da, în ce țară? Da. Vine o țară nordică. Nu Scoția, Scoția, Suedia, Finlandia, ceva de genul. Imediat. Țară nordică, scandinavă. Nu știu, mi-a venit Oslo. Nu știu. Oslo, cred că e Norvegia. Ceva, nu știu, oricum, e o țară de sud, de nord. De sus. De sub polul nord, de acolo. Da, Oslo și mai vine un cuvânt, dar nu-l înțeleg. Nu știu, dar e tare ciudată. Mă uit la ea de sus, parcă e formată din niște, dintr-un material ca de coarne, dur. Întreabă cum se numește. Stai să intru în mintea lui că mi-arată niște semne iar care nu le înțeleg. Nivlan. Mă las vorbesc. Da, da. Nivlan, mă auzi? Da. Ce faci tu acolo? Pregătesc. Ce? Viitorii lucrători. Dragoș, nu te aud bine. Te aud, dar foarte înțepător. La fel de înțepător. Acum? Foarte bine. Da, pregătesc viitorii luptători pentru noi, pentru armata noastră, din partea oamenilor. Pentru ce sunt necesare aceste armate? Pentru lupta care va avea loc pe pământ. Între cine și cine? Între noi, oameni și celelalte rase de pe pământ. De ce trebuie să aibă loc această luptă pe pământ? Supraviețuire, supremație a noastră. De ce vin acești cotropitori, ca să zic, ce vor de pe pământ? Noi suntem acei cotropitori în viitor. Noi vom fi. Noi cine? Specia noastră. Păi și tu, de fapt, ce faci? Pregătești omenirea
O parte din oameni să lupte contra voastră? Alături de noi, contra oamenilor și a celor la terasă. De cât timp pregătiți acești oameni? De câteva decenii, sau mai degrabă secole, două secole. Ce înseamnă acel semn care l-ai pus pe Ciprian? Îi recunoaștem și îi activăm în momentul în care venim pe pământ. Deci, practic, ați pus semnul în el pentru ca în viitor să puteți veni pe pământ prin acel semn. Să-i recunoaștem. Pe cei pe care i-am pregătit. Ok. Lasă-mă cu mâna. Da. Ia te rog pe Ciprian și veniți înapoi în prezent. Da. E nervos. Întreabă pe Ciprian dacă mai vrea acel semn să-l poarte cu el. Nu. Atunci, cu mâinile tale energetice, scoate acel semn. Am dat drumul la ceva din coloană în momentul în care am tras de acel semn. Bun, continuă, te rog. Am scos semnul din el. Dar semnul era băgat într-unul dintre inelele coloanei. Da. Curge un lichid din coloana lui, dar în interiorul toracelui, nu în exterior, nu în spate. Da. Ce este acel lichid? Mă auzi? Da, tu mă auzi? Dragoș, eu nu te mai aud deloc. Mona, mă auzi? Mona? Mă auzi, Dragoș? Da, da, eu te aud. Tu? Eu nu te aud absolut deloc. Te aud perfect. Bun. Mă auzi? Mona? Mona, mă auzi? La 5, iar între timp, tu revii exact în acel moment unde am fost întrerupți. 1, 2, 3, 4, 5. Am scos din piept acel semn. Bun, perfect. E cea din coloană un lichid. Da. Verifică, te rog frumos, dacă mai are și alte implanturi. Ceva pus pe piept, ca niște pete mici albe, pe mâini, pe torace. Nu știu, parcă ar fi ceva care nu ar putea fi distrus, nu știu de ce. Așa simt. Întreabă, te rog frumos, cheamă pe acea entitate să vină în fața ta de Niblan. E în spatele lui Cipri și e cu fața la mine. Se uită ce-i facem. Bun, întreabă de ce aceste implanturi sau aceste reminiscențe s-au activat tocmai acum, în timpul prezent, în viața asta,
din punct de vedere energetic, aceste entități au venit pe Pământ. Au ajuns deja. Nu înțeleg. Deci înseamnă că s-au activat implanturile automat când au simțit prezența lor aici pe Pământ. Da. Bun. Perfect. Creează-te, rog, frumos un perete din foc lichid de o frecvență înaltă. Da. Nu-i Lucifer să treacă prin acel foc? Parcă e în transă. Da. Rămâne în urma lui, ca o pelerină dintre aia transparentă, cum au și acele entități. Da. Tot așa strălucitoare. Tip voal, parcă ceva transparent, dar lucitoare, strălucitoare. Și acel semn pe care l-am luat eu din piept, acum nu mai e cu vârful în sus, sau vârfurile, cele două vârfuri în sus, ci este un vârf sus și unul jos și este acoperit de acea perdea transparentă. Acel voal transparent energetic iese din el. Vezi sub o altă formă. Îmi vine să spun că acel V, în ghilimele, este o literă. Nu pot să-mi dau seama ce fel de literă, dar e o literă dintre aia extraterestră, să zicem. Este un simbol al masculinității puternice, dus la extrem. Îi văd în acel perete de foc lichid, îi văd scheletul. Și rămâne ca un fel de entitate, dar mult mai slabă, să zicem, decât Ciprian, decât corpul lui Ciprian, acolo în peretele lichid. Pe partea aialaltă iese o energie. În această energie intră și corpul energetic al lui Ciprian. Deci ca și cum ar fi două corpuri energetice. Are corpul, al doilea corp energetic, prima când a ieșit era galben și acum este de un roșu sângeriu, pot să spun. Nu știu, o transformare, are loc o transformare în corpul energetic acum, după ce a ieșit din peretele de foc. Ce transformare? Nu știu, bucăți mari din corpul energetic nu își găsesc locul în corpul energetic al lui Ciprian. Parcă ușor-ușor se desprind de el, dar rămân acea aură care a ieșit prima dată, acel primul corp energetic translucid. Parcă rămân, se desprinde corpul energetic galben, dar rămân în aura aia, în capsula aia. Eu zic capsulă, că parcă e o capsulă. Deci primul corp energetic parcă s-a transformat ca o capsulă pentru corpul galben, doilea corp care am văzut că a intrat. Și îmi vine să spun că este o trezire a lui. Având în vedere că a venit cu acest implant în altă viață, chiar nu ar fi trezirea asta pentru el. Da, dar se amestecă, nu știu, energia asta sângerie cu corpul energetic galben, parcă se amestecă de una. Și eu simt că nu vrea, simt că opune rezistență.
Dar totuși e carcasat. Nu, energia sa sângerie nu este a lui. A cui este? Cui aparține? De la aceste entități. Dar nu poate da, deci e capsulat în prima energie, în aura aia care am văzut-o prima dată, care a ieșit din corp energetic. Aș dori să tai, să sparg acel, sau acea capsulă, nu știu cum să fac, transparentă, să-l scăp din închisoarea aia. Bună. Da. Cel mai în măsură să rupă, să se dezintegreze și să se elibereze de absolut la cel mai bun. Da, îl simt foarte puternic. A rupt acea capsulă de sus, de la frunte, de la vârful capului său. E ca și când și-ar fi băgat mâinile energetice și ar fi crăpat-o pur și simplu. Are o calmitate acum, văd că nu mai e agitat, are o calmitate. Își iese. Acea energie sângeriei șarpe, așa parcă iese, din acea capsulă transparentă. Au ieșit amândoi. Acum văd că se distanțează acea entitate de Ciprian. Este modificat un pic energetic, la corpul galben energetic, la spate, la coloană, parcă mai are un spate lipit de el, nu știu de ce îmi vine să spun asta, că așa-l văd. Cred că acolo să lășluia acea entitate, sângerie, energie, scuze, acea energie, sângerie, în coloană. Iese din el, nu știu, ceva din spatele lui, din coloana lui. Pot să spun entitate, că o simt ca o entitate, cu toate că era energie, deja stă în partea stânga a lui. Acum Ciprian stă drept. Efectiv stă drept, drept, drept. Nu mai acceptă nimic, nicio picătură din acea energie, sângerie din el. Îi spune că vrea să aibă altă viață, mult mai calmă, mai liniștită, fără nervozitate, fără agresivitate. Da, exact o trezire a conștiinței blânde, o să spun. Nu mai vrea să dispersează, deci efectiv nu mai tolerează, nu mai vrea. Acea entitate se desprinde de el, pleacă din zona lui, din raza lui de acțiune, pleacă și se duce la acea entitate care... Da, de unde venise. Cum se simte acum? Liber, dar slăbit. Bun. Care este nivelul vibrației lui? 6.000. O să număr din la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației lui vor fi, va fi de 20.000. 2, 3. Din pieptul lui se desprinde ceva, dar el e mult, mult, mult mai luminos și mult mai puternic. Îl simt că e altcineva, altceva.
E ca și cum Dragoș parcă ar trebui să o ia, nu de la 0, dar de la 10 tot trebuie să o ia. Să învețe alte, să spuneam cuvântul la mine, alte dogme ale vieții, să zicem. De o natură divină, ceva de genul, vine să spun. E, știi cum e, parcă e calea călugăriei, dar nu e calea călugăriei, deci nu s-ar face călugărie, e ceva spiritual, sufletește. Da, e bine. Nu, 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 e bine. Pentru moment este bine. Da, gata. Ok. Nu știu, am senzația că privesc un tablou fără sens, cu lucruri cu desene neterminate. E opera cuiva, unei entități, unei entități așa, la rândul ei neterminată. Parcă e îmbrobodită, are ceva pe cap, are ochii strângi, e ciudat. Ce mă să vină această entitate în față? Da. Cum o vezi? Neagră. Din ce specie face parte? Să spun, mi-arată un craniu, i-a zis să-mi arate adevărata formă și mi-arată un craniu, un schelet acoperit cu, un, să zicem, un hanorac sau o haină lungă, neagră, cu glugă. Nu trebuie să expui atingi acea entitate, ci niște informații atingi și o să o vezi în adevărata ei splendoare. A umbrelor. Perfect. Cum se numește această entitate? U-S-X-I-E. Oh my god, ce e așa? Cam așa ceva. Ok, mă las pe asta. Da. U-X-I-E, mă aud? Da. Salutare, ce faci? Cum te distrezi? Creez. O lume. Pentru cine? Pentru mine, pentru semenii mei. Ce vreți să faceți cu această lume? Cum îi ziceți voi să-i dau viață? Un suflet.
adunat, s-au format din mai multe suflete. E, mai degrabă captez multe suflete, mă combin cu multe suflete, le iau energia și le iau experiența. Ca și cum aș picta gândurile acelor suflete. E ca și cum ai auzit multe gânduri în capul tău și fiecare cuvânt, fiecare gând în parte îl desenezi. Și creezi în același timp. Ești la prima creație? Da. E ca și cum aș fi pictat-o în acest peisaj cu totul. De ce ai pictat-o? Sfânturi. Uneori am o imagine atât de bună a gândurilor că ceea ce îmi vine și pictez și creez. Dar tu vorbești despre tine, eu te-am întrebat despre ea. De cât timp ești cu ea? Trei luni, 13 luni. În tot în pământ? Da. Ca și cum i-aș fi oprit totul. Minte, privire, gânduri, le-am impregnat în această pictură sau în acest univers al meu. De ce ai făcut asta? Gândurile cuiva care l-am interferat erau în mintea acestei persoane și Roxana și a venit cu totul, imaginea a venit cu totul și am prins-o aici. Ca un flash. În zona gâtului este o barieră. În zona de jos a gâtului, unde e lipit de torace, este o barieră. Am o barieră neagră acolo. Ochiul drept cu precădere l-am blocat, să zicem așa. Imaginea care colaborează cu mintea, imaginea, ochiul, nervul optic cu mintea, parcă e blocat. Apoi plămânii parcă ar avea, parcă ar îngheța și s-ar topi iar. Și sunt niște pete roșii mici pe ei, pe ambii plămâni. Poate o respirație grea, nu neapărat, dar sunt probleme. Mi-au cauzat probleme la plămâni. Anumite organe sunt unite între ele cu un anumit canal de energie neîntrerupt. Și colaborez cu ele, sunt trei organe
E ca și cum în corpul de la gât în jos până la bazin ar fi un triunghi echilateral. Sus este glanda tiroidă, în partea stângă pancreasul, să zicem, și în partea stângă, și în partea dreaptă, scuze, un intestin, intestinul gros, ceva este conectat. Da, din cauza blocajului mental. Și ca și cum ar vedea în ce peisaj stă. Ar vedea alte imagini. Și oricum, e creația mea. Acea atmosferă în care e mintea ei acum. Acel peisaj cu lucruri neterminate. De la ochiul drept spre minte este un blocaj și ea este efectiv blocată, sau cum să spun eu, Doamne, complicat, dar da, eu îi provoc insomniile din cauza ceea ce vede cu mintea. Da, Dragoș. Of, Doamne. E greu cu această doamnă ce îi se întâmplă, să știi. Chiar e greu. Vrea, îmi zice că vrea să plece de acolo, vrea să se miște. Acum este inertă, e ca și cum n-ar putea să se miște absolut deloc. Da, vrea! Transmite atunci, la rândul ei, să-i transmită mental acestei entități, că din momentul ăsta nu mai vrea absolut nicio colaborare cu ea. Orice fac contract sau înțelegere au avut, să-i le rupă în față, după care Uxie să se apuce și să scoată absolut toate implanturile care le-a pus în ea. Da, i-a rupt acel contract, s-a desprins din acel peisaj. Îi spune că acum se scoată implanturile, îi scoate din mâna dreaptă un implant în forma unui os. Nu-i os, dar pare un os, un os fals. Triunghiul acela din corp sau e ca și cum ar rupe legătura între cele trei organe. Glanda tiroidă, pancreasul și o parte din colonul din partea dreaptă. Intestinul gros, scuze. Așa. Avea, cum să spun, ca o placă subțire pe bazin, în partea dreaptă. Avea anumite tije, la fel ca în mâna dreaptă, la piciorul drept, de la bazin până la genunchi. Și de la bazin, dar parcă era de la bazinul din partea stângă până la genunchiul drept, nu știu de ce, îmi vine să spun, adică cel puțin așa văd. Nu se continua, acea tijă nu se continua la genunchiul stâng, nu. Acea tijă pornea din femurul sau din bazinul din partea stângă spre genunchiul drept, ca și cum, nu știu, era o ciudățenie aici, ce făcuse. Ok. O descătușează pur și simplu, parcă simte o ușurare.
O libertate. Da. Are în, la frunte, așa aici așa, de la ochi și frunte așa, până aici în spatele cutiei craniene, avea o placă mare de metal. Aici frunte, acoperea ochii, de la ochi, acoperea tot frontanela, tot până în spate. Eu ia și pe aceasta. La stomac, exact de la esofag și în stomac, exact în binarea între esofag și stomac, parcă aveau, nu știu cum să spun, parcă e, nu e obturat, parcă e blocat. Ia și de acolo ceva. Cel dop, să zicem, dar nu pare apare un dop, pare ceva cu multe tentacole. Ok. Să mă uit un pic la coloană. La coloană parcă ar avea o ancoră jos aici la bazin. O ancoră grea. Și neagră. O scoate de acolo, văd coloana liberă, dar din, de pe toată lungimea coloanei, scoate și de acolo ceva, greu, negru. Nu știu, văd ceva alb la inelul, vine numărul 7. Deci așa numărat de jos. Văd ceva alb. Acum nu știu cum să iau, de ce? Fiindcă coloana fiind neagră, cum o văzusem anterior, acea, nu știu cum să zic, nici nu știu dacă este implant. Văd ceva alb. Un alb gri sau un gri albicios, așa văd la coloană, pus între inele. Nu pot să-mi dau seama ce era. Ori era o obturație, ori ceva a avut doamna o problemă acolo, la unul dintre inele. Deasupra lombarului, ceva a fost acolo. Ok. Ca și cum ar fi avut un pansament, să zicem, dar nu. E subțiată coloana acolo. La unul dintre inele. Gata. A luat tot. Bun. Acum să le descurcă. Le pune într-o sferă. Ca de sticlă, ca o sticlă fumurie. Parcă s-au ars, s-au explodat în interiorul acelei sfere. Gata. Perfect. Chiamă că o să vină pe Rafael. Da, a venit, îl ating. Da. El este. Bun. Vă rog să se apuce de treabă și să rezolve toate problemele de sănătate ale Roxanei și să-mi spui ce face. O parcă o cioplește. Da. E în partea dreaptă, la talie, momentan, în dreptul ficatului. Acolo, de fapt, mai jos de ficat, acolo unde am văzut unghiul din partea dreaptă a triunghiului care l-a avut această entitate. Acolo umblă, ca și cum ar băga ceva în ea. Suturează, cicatrizează.
Da. Ok. Uno la cap. În spatele capului, cutie craniene. Parcă ar avea capul ca o veioză sau ca un clopoțel, ca o floare, așa. Îi pune un filtru, o curăță, parcă e un filtru de carbon, eu așa îi zic, e negru, un filtru negru, parcă îi curăță toată negreala, nu știu, îi dă deoparte totul cu acel filtru, cu găuri, un filtru cu găuri. Ok. E în dreptul umerilor acum. Nu știu, parcă ar dori să dezlipească ceva de pe Roxana. Dădea jos o altă formă a unui corp energetic, dar închis la culoare. Deja se vede corpul luminos al Roxanei. Știu, vine cuvântul vene. Văd prin vene, dar sunt niște vene mult mai mari decât normal. Văd niște vene cu ceva, cu sânge negru coagulat. Ori canale de energie, ori vene, dar îmi vine să spun vene. Dar nu sunt ca de om. Altfel de vene văd pe ea. Ce tip de vene? Mult mai mari, mult mai groase și nu sunt puse precum sistemul nostru sanguin. Nu sunt puse așa. E altceva. Doamne, ce... Nu-mi place ce văd aici. Ce vezi? Corpul ei a devenit foarte închis la culoare. Corp energetic. Întreabă pe Rafael din ce motiv. Nu, e Rafael, m-am uitat încă o dată la el, e dar Rafael. Pare că ia forma unui corp de femeie cu tot ce necesită corpul unei femei. Tot cu talie, cu sâni, cu tot. E ca și cum ar dori să, parcă să-i dea jos, să o dezbrace de acest... Ca și cum ar fi plasticată, să zic așa. Așa o văd pe Roxana. Și văd în dreptul pieptului o sferă mică, luminoasă, cu mici lumini. Moblila. Da. Ce este acea sferă? Centrul energetic al acestei ființe, îmi spune. Ca și cum Dragoș, cineva i-ar fi făcut un corp energetic de protecție, să zicem așa? Că nu e o capsulă, nu e ceva, o aură energetică să o protejeze, nu. Parcă-s două ființe într-una. Și sunt entități diferite. Le văd, deci-s vii, cum ar veni vii amândouă, numai că au culori diferite. Una este închisă la culoare. E o culoare mov spre mică, în dreptul pieptului, exact în centrul pieptului, în dreptul sternului. Și o văd pe Roxana cu corpul energetic galben, iar o culoare galben murdar, care e timid, așa, stă ca și cum aș vrea să o zgâlțim, dar
E bine că le disting. Asta e cel mai important. Parcă Rafael ar dori să facă această delimitare în niște termeni foarte fini. Partea pozitivă, să zicem așa, a Roxanei este foarte pală, foarte timidă, să zicem așa. Dar partea negativă este foarte puternică, iese în evidență foarte bine. Dualitate, o dualitate care nu este echilibrată, observ. Parcă partea pozitivă, corpul energetic a galben murdar a Roxanei, parcă vorbește cu Rafael și discută amândoi. Partea asta la altă negativă, parcă e într-o stare de meditație. Nu, nu simte prezența lui Rafael. Deci nu alarmează cu absolut cu nimic. Rafael în continuare vorbește cu Roxana. Aud cuvântul frică și gâscă. Nu, nu, nu că ar fi făcut o gâscă, nu. Gâscă egal frică. Nu știu de ce fac comparația asta. Și acum Roxana parcă îi spune lui Rafael toate problemele ei. Nu neapărat de ce are și această entitate, ci îi spune toate problemele ei. De ce nu poate să, să zicem așa, să se ridice vibrația singură la... Acum parcă are vibrația, vine... 293. E foarte scăzut. Rafael îi spune să... Sau parcă, nu... Ea se uită la ea, Roxana pozitivă se uită la ea și dă jos de pe ea, Doamne, nu știu cum să o descriu, acea... Imaginează-ți o movilă de zăpadă, efectiv, dar de culoare gri. O zăpadă murdară, ca și cum ar da-o de pe ea. Și o dă, o dă jos, e ajuns la, la torace, în dreptul pieptului, o dă jos. Ok. La brâu, bazin și picioare. Are altă culoare acum, Roxana. Văd alte vene, dar niște vene albastre văd prin corpul acela energetic galben. Oricum, o parte din greutatea care o avea pe ea a dat-o jos. Mă refer doar la corpul energetic galben, celălalt văd e în fața mea, lângă mine, e ok, tot în stare de meditație. E ca și cum Rafael ar fi sedat-o, ar fi dat-o pe stand-by. Așa, acum lucrează în continuare cu corpul galben, Roxanei, corpul energetic. Acum ușor acele vene devin luminoase. Oh, da. Da, da. Și capătă o culoare albă. Deci depășește și culoarea galben murdar. Venele alea albastre se schimbă în vene albe. Se muncește, dar se muncește în bine. Ui, ai, ai. Vreau să spun că Roxana, prin corpul pozitiv, ca să zicem așa, să facem o delimitare, Doamne, capătă niște, nu știu cum să spun, răvăș, are niște energii care depășesc corpul energetic mult. Wow! Frumos! Nu știu cum să-ți descriu, dar chiar e super interesant. Imaginează-ți o fată tânără cu o rochie vaporoasă. Și ca și cum ar bate vântul prin acea rochie și rochia prinde volum. Ei, așa, prinde volum și energia din corpul ei, energetic. E fantastic. Îmi place, îmi place. Da,
place. Acum Rafael mă întreabă, îi văd pe amândoi că se uită spre acel corp energetic închis la culoare, care meditează și acum, ochii închiși, văd, stă în poziția lotusului, acel corp, se uită la ei, amândoi se uită la acest corp, sunt în spatele acestui corp, de fapt în partea dreaptă spate, eu sunt partea stângă acestui corp energetic negativ, se apropie de corpul energetic negativ, amândoi. Are energie frumoasă. Roxana trezește acel corp energetic negativ. Dar între cele două corpuri este, ca, este un panou de sticlă, să zicem așa, un panou transparent. Nu e de sticlă, e ceva transparent, energetic transparent, care nu mai pot fuziona unul cu altul. Tot ceea ce este de vibrație joasă, să-l ia Rafael și știe ce să facă cu el. Rafael, pot să spun că a venit după panou, unde sunt și eu cu acest corp, corp întunecat, ia o formă de, pot să spun că de furnică? Da, furnică. Răcustă, furnică. Insectoid oricum, este insectoid. Ce îi face? Nu știu, nu prea stă mult de vorbă cu el, pur și simplu îl face ca un mielușel, să zicem, poate exagerez spunând acest lucru, dar era lângă mine de asta. Eram... Ok, l-a aruncat în spațiu, pot să spun. Da, efectiv l-a aruncat în spațiu. Dar e într-o stare, nu e stare conștientă, e stare de aia adormită, să zicem. Ok. Care este nivelul de vibrație a Roxanei? 18.000. Mai trebuie făcut ceva mai mult? Imediat, mă uit să văd Arhanghelul Rafael. Ce face? Îi acceptă să îi ridice vibrația un pic mai sus, deoarece are, nu știu cum să spun eu, parcă n-ar duce-o mult Roxana cu această energie și parcă iar ar cădea într-o stare dintre aia, okay, care n-ar trebui. Să ridice nivelul vibrațiilor până la nivelul din care îl suportă ea? 54.000. L-a ridicat, da. Ok. Atât? Altceva mai trebuie? Nu, e, totuși are un corp energetic, pot să spun, moale. Ar trebui să lucreze un pic cu mintea, zic. Vibrația oare, deci ea oricând se poate ridica la această vibrație, oricând. Da. Rafael mai are de făcut ceva? Nu, Rafael poate să facă de făcut. Mulțumește. Da. Mulțumește și pe Oxana. Da. Vreau un pic să-mi ridic energia, că vibrația, că nu știu de ce m-am, stând lângă acea lăcustă, m-am... Ok, deci nivelul vibrațiilor până la
Da, gata.